martorul va depune mărturie sub prestare de jurământ. Asta înseamnă că nu trebuie să mintă, iar dacă minte, este pasibil de mărturie mincinoasă, da? Jur că voi spune adevărul. Nu mă testăm toată ziua, mai ales pe timp de vară. N-am venit să vorbesc ca iurea cum cred unii băieți aia. Nici să fac pe impresoara un tupe de bărfaș. Hai băiete, hai la mine, schimbă marca, hai cu duma cu manglara. Să-ți dau fata, hai frățică, hai la mine. Cerbe cu dărâmă ușa să moară Camila. Dar mascații de fapt a adus lumina. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Dacă mine nu mă mai filmai, las că te-am filmat eu pe tine. Uitați-l cum înjură oamenii pe stradă. Eu am înjurat oamenii pe stradă. Eu am înjurat oamenii pe stradă. Hai să... Dacă vreți. În plângerea cu Bora, nu? Și cu Bora și mai e una. Da. Haide. Păi să-mi deschidă cineva. Păi eu l-am închis. Mă duc la depun la un dividend. Bună ziua! Da, domnul. Un dividend pentru domnul Dobre, care se leagă singur. Da, care îl vei potolgă în timp predată. Ok. Uitați... Găsi, o să-ți dau un răspuns și oficial și verbal. Uite, sunt și eu. Am fost, am verificat camerele de la peștișorul de aur, nu sunt funcționale. Fac adresa la primărie, o să-mi comunice și răspunsul ăsta o să-mi primești. Doamne, nu mă interesează. Camerele nu sunt funcționale. Eu am pus probele cu Bora. Mersi frumos. Din 30. Corect. Thank you.
Domnul Bună, îmi cer scuze că deranjez. Mă numesc Ciprian Gurgiu, locuiesc în Năvodari, strada Rândunelor. Ieșeam de afară, ieșeam din casă, am închis ușa și Bora Dragoș, făptuitorul din dosarul per 2020, eu sunt persoana vătămată, e intrat în scară și m-a scuipat. Și l-am scuipat și eu și a venit, a lăsat copilul pe scară și a început să mă lovească. Și a venit și viceprimarul orașului Năvătani, Costel Dumitrașcu, și m-a împins și m-am julit la spate. Bună ziua, domnul Drăghia, mă numesc Ciprian Gurzu. Ieșeam din scară și am fost cuipat de Bora Dragoș, după care mi-a zis că sunt filmat, că în fine nu mai contează. Cert e că l-a lăsat pe nepotul jos pe casa scării și a venit și mi-a dat pumn. Și ăla, Costel Dumitrașcu, a traversat prin loc nepermis, venind și trăgându-mă și săvârlindu-mă pe jos. M-am zgâriat la spate. Păi ce să mă aștept, domne? Ce să mă aștept, domne, că e urgentă? Ascultați-mă, e urgentă. I become so numb, don't feel you there. Become so tired, so much more aware. Becoming this, all I want to do is be more like me and be less like you. I've become so numb. Problema e că am sunat la 112 și Drăghia Răpan mi-a zis că Bora Dragoș și e la secție. Așa? Ziceți-mi. Bine, se poate primi un număr da, de registrat. Da, da, dumneavoastră nu puteți să-mi o înregistrați. Eu pot să-l înregistrez, dar cu acordul lui. Păi de ce cu acordul lui? Cu acordul colegului care este la echipa operativă. Păi de ce? Dar dumneata, da. De ce mi-ai zis la 112 că Bora Dragoș e la secție? Când Bora Dragoș nu... În primul rând, domnul Bora Dragoș în momentul acela se afla la sediul poliției. Nu se afla la niciun sediu. Nu se afla la niciun sediu poliției. Drăghia Răzvanu nu vrea să-mi dea număr de înregistrare la plângere. Completează ASEF în fals, spunându-mi că Bora Dragoș era la secție, în timp ce eu am sunat la 2 minute după ce s-a întâmplat evenimentul. Și Bora Dragoș nu e la poliție. Și nu era nici atunci. Păi eu am ajuns tot să mă puzească al de Bora și după aia când am ieșit, după ce am sunat la 112 și dumneata mi-a zis că Bora e deja la poliție, deci nu era, fița lui Bora ieșea în fața mea și m-a lovit cu piciorul și Dumitrașcu era în mașina aia CT36 AR și a văzut cum a lovit fița lui Bora cu piciorul. Și l-a auzit și pe Bora care a venit în spatele meu și tipa, hai bă, vino încoa. Unde pleci? Vino încoa. Poftim? Cum de ce? De ce să mă pândească? Păi nu vine la poliția azi. Că el așa îmi zicea că m-a înregistrat și că vine la poliție. Mi-a dat numărul 211 din 0508. Martorul mincinos.
E parcat în fața scăzii. Ai strigat după ea pe stradă la pușcărie. Unde am strigat? Se aude pe CD-ul pe care dumneata l-ai pus acolo. Și cu cât m-a sancționat? 200 de lei. Da? E? O să-l trimit acasă. Păi da, de ce nu m-a audiat? Nu trebuie să mă audiat? Merg la poliția orașului Novotari, unde domnul Ștefan Făptuitor în dosarul Pepper 2020, de la parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, mi-a comunicat verbal că vrea să mă audieze, deci trebuia să fi trimis citație. Acum nu știu care e problema, el zice că vrea să mă sancționeze că am tipat după Bora Ancuța. I-am zis lui Ancuța că și când se duce la pușcărie, tot aici să mă înregistreze, n-am tipat după ea. Al de domnul Neatu Marcel, care mă instiga să comit contravenții la data de 7 decembrie 2021, mi-a zis că n-am voie să intru cu telefoanele nici închise în secția de poliție. Punându-me că trebuie să le las la poartă. La poartă dând și n-au căsuțe de pus telefonul. Păi unde să-i las eu al de Neatu Marcel, vedetă pe YouTube, să-i las telefonul ca să umble el în telefoanele mele? Și acum așteptăm pe domnul Dobde Ștefan, care nu mi-a trimis citație, deși mi-a zis că-mi dă amendă. Am venit să beau și eu cafeaua, uite aici cafeaua, așa în parc la Antonie, la biserica de la Antonie, și cine era în parc? Informatoarea poliției, aia care mă urmărește încă din 2020. Pururea lauda lui în gura mea, aliluia. Pe trebuie de păi tu care trebuie scaun. Dar să-i arăt lumea aia când ți-a făcut. Ce? Hai că se-nlegiți rea. O mai duce tot asta. Da. La pușcărie. Ajunge la domnul procuror în înregistrarea. Ivaci cu tu și cu Mertoi și cu domnul celălalt martor. V-am întrebat dacă ați completat ceva.
pe data de 10 noiembrie 2020. Plângere la plângere prealabilă, da? Nu e plângere prealabilă, că le era în timpul serviciului ce purtare abuzivă, m-ați înțeles? Că dumneavoastră ați văzut înregistrarea și știți că l-am alubit. Păi nu! Acolo, da. Când m-a lovit ăla, polițistul local, băi... Dumneavoastră am văzut și pe YouTube. Doamne, păi da, n-ai fost un etat pe 2 ianuarie 2020. Puneți-vă mască, dar n-ați fost dumneavoastră pe 2 ianuarie, să vedem. Să mă vedeți cine sunt. Cine au fost? Ia puneți mască. Și TCF. Un TCF, traumatism craniofacial. Ce fel, da? Da, da. Zic că sunt acasă. Altceva? Ce vă mai doare? Unde vă mai doare? Decât aici, da? Și acolo unde aveți lovitura, da? Da. Craniofacial, da? Craniofacial, da. Da. Vedeți, de pe YouTube? Îi ziceam lui domnul, vedeți-o de pe YouTube. Păi dar nu ești domnul Fleci. Păi și dumneata ești. Și o să vedeți-o. Și Avi Talent a făcut vloguri cu Shelly. Domnul Drăghea nu l-ai sancționat când mi-a zis la pușcărie. Am eu înregistrare. Și o să trimit la domnul... Haide, vezi să-ți fac treaba și... Păi am telefonul pe înregistrare, conform programului, program care e relativ cu publicul. Să vină cineva să-mi înregistreze plângerea. Păi să vină, domnul Neatu. Auzi, domnul Neatu, ești chemat la vorbitor aici. Sunteți în timpul programului, nu? Cum erați și în timpul programului când îi făceați softul la mașina lui Neatu Marcel, la NMT. Păi 7 iulie. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it Polițistul local. Așa, că era un dubiu, nu știam exact cine este persoana, că de Olteanu Mihăiță probabil sunt mai multe persoane. Cine, nu da, ați menționat în reclamație. Ascultați-mă. Deci, vă ascult. Pe CD-ul ăsta eu pomenesc de un număr de dosar și de un făptuitor. Deci pe mine mă interesează... Ascultați-mă, pe înregistrare, eu de-aia mă înregistram, că l-am văzut pe cineva și pomenesc de un număr de dosar. Dacă dumneata vrei să intri în conflict de interese și să... te uiți la înregistrarea asta, e problema dumneavoastră. Eu în citație am fost destul de clar. Dumneavoastră, da, în reclamație ați menționat faptul că, da, aveți o înregistrare cu evenimentul respectiv, păi, am pe care l-ați depus, nu știu unde. Da, eu în citație v-am spus dacă există, da, și mai aveți, să-mi aduceți, pentru că este cuvântul dumneavoastră împotriva cuvântului lui. Bănuiesc că pe stradă la momentul respectiv mai se aflau persoane, mai aveți... Dom'le, e dreptul dumitale și obligația mea să te întreb. Sunt martori pe care dumneata îi propui? Eu n-am văzut. Deci alte probe în afară de acest sitiu? În afară de... Păi, trece pe îngâmie, nu mă scrie, că nu dai așa de la spate. Am înțeles. Deci alte probe nu sunt. Bun. Vreau să vă mai spun un singur lucru. V-am mai chemat odată și la fel. N-ați vrut să colaborați. Când m-ați chemat? Pe data de 2 decembrie. Pe data, nu, pe 4 decembrie. Așa, în decembrie. Este o plângere dar dumneavoastră, da, penală împotriva lui Bora, da, că v-a agresat la intrarea în bloc, da, împreună cu viceprimarul. Da. Da.
la momentul ăla n-ar să doriți să dați o declarație în calitate de persoană vătămată? În calitate de persoană vătămată, nu în fața dumitale. E dosarul la mine, domnule. E dosar să mă audieze altcineva și să... Deci nu doriți să dați nicio declarație păi, în dosarul respectiv. În calitate de persoană vătămată, păi dumneata nu mi-ai trimis... citație. Atunci v-am trimis citație pentru dosar. Păi nu, dar nu mi-a... Păi acum nu mi-a trimis citație. Vreți să mă audiați? Fac mențiunea și... Păi da, nu... Vă dau citație altă dată și vă audiez în dosar atunci. Salutăm de la partea civilă. Pentru vedetele de pe YouTube care trebuie sau. Și... Du-te! Boroi stătea, mă pândea în fața blocului cu nepotul. I-auzi cum târâie bora la scaunele. Am venit să vorbesc ca iurea cum cred unii băieți ai, nici să fac pe impresoar. Mai tare ca să te aude și până registrat. Am tu pe doi bărfași, aici e București, nu e nici est, nu e nici vest. Îmi bag una luptă, altora nu lupta mea. Ghetto daci șase pici de proaste sclavi mirați de cât de orbă, elții de cartier. V-au turnat în fava, v-au ars până acum ați înțepat lumea și doar atât. Și de la debut băieța și v-au bătut. Și nu uita că line când vei om împiși pe tine. Racla pentru mine înseamnă doar stres. Mi-aduc aminte când eram și eu la început. Mă dau la televizor ca un mare infractor. Salutăm de la partea civilă. Toți băi au. Ți-ai dat toți la căutari. Dar nu mai pot să sufăr banii.